Un aport adecvat de acid gras omega-3 este extrem de important pentru menținerea unei stări bune de sănătate, atât la adulți cât mai ales la copii. Iar dacă vine vorba de sportivi, cu atât mai mult. Tu știi de ce sunt atât de necesari acești nutrienți și de unde să iei? Sunt doctorul Șerban Damian, nutriționist la Centrul Superfit din București și în acest clip mi-am propus să-ți vorbesc despre acizii grași omega-3. Vei afla care sunt cele mai importante surse, la ce să fii atent, iar dacă ești practicant de sport, de ce trebuie să acorzi o atenție specială conținutului de acizi grași omega-3 din alimentația ta. Înainte de a începe, nu uitați să te abonezi la canalul Superfit. Organismul mamiferelor nu este capabil să producă acizi grași omega-3. Prin urmare, suntem dependenți de aportul alimentar. Dar de ce sunt acizii grași omega-3 atât de speciali? Ei bine, ei sunt parte integrantă a membranelor celulare din întregul corp și sunt implicați în funcția receptorilor celulari din aceste structuri. Acizii grași omega-3 constituie punctul de plecare pentru producerea de substanțe care reglează coagularea sângelui, contracția și relaxarea pereților arterelor și inflamația. De asemenea, se leagă de receptori din celule care reglează funcția genetică. Datorită acestor efecte, s-a demonstrat că grăsimile omega-3 ajută la prevenirea bolilor de inimă și a accidentului vascular cerebral, pot ajuta la controlul lupusului, eczemelor și artritei reumatoide și pot juca roluri protectoare în cancer și alte afecțiuni grave. Uleiul de pește este o sursă importantă și conține doi acizi grași omega-3 care sunt deosebit de importanți, acidul docosahexaenoic sau DHA și acidul eicosapentaenoic sau EPA. Sursele alimentare de DHA și EPA sunt peștele gras, cum ar fi somonul, macroul și păstrăvul, și crustacele, cum ar fi midile, stridile și crabii. Acizii grași omega-3 sunt acizi grași nesaturați, ceea ce înseamnă că din punct de vedere biochimic pot reacționa ușor cu alte molecule, în mod particular cu oxigenul. Spre exemplu, când un supliment cu ulei de pește este expus la oxigen, acizii grași pot fi oxidați și acest lucru modifică structura lor. Deși DHA și EPA primesc cea mai multă atenție, ei nu sunt singurii acizi grași omega-3. Multe nuci, semințe și uleiuri vegetale conțin acid alfa-linolenic sau ALA, care este un acid gras omega-3 ce poate fi transformat în EPA și DHA. Este important de știut că doar un mic procent din ALA este convertit în EPA sau DHA. Prin urmare, persoanele care nu mănâncă pește pot avea mai multe dificultăți în menținerea unor niveluri ridicate de acizi grași omega-3. Acizii grași omega-3 pot fi obținuți din alimente sau din suplimente nutritive. Raportul dintre DHA și EPA din alimente și suplimente variază, iar acest lucru influențează efectele lor fiziologice. S-a descoperit că oamenii au evoluat cu o dietă având un raport între omega-6 și omega-3 de aproximativ 1, în timp ce în dietele occidentale raportul este de 15:1. Asta pentru că dietele occidentale sunt deficitare în acizi grași omega-3 și au cantități excesive de acizi grași omega-6 în comparație cu dieta noastră ancestrală. Acest raport poate fi influențat în mai multe moduri, fie prin scăderea aportului de acizi grași omega-6, fie prin creșterea aportului de acizi grași omega-3 sau ambele metode. O modalitate simplă de a crește aportul de acizi grași omega-3 este să iei un supliment de ulei de pește. Uleiul de pește a fost cercetat intens de mulți ani în legătură cu un număr mare de beneficii pentru sănătate. Hai să vedem care sunt acestea. Dozele mari de acizi grași omega-3 pot reduce nivelul de trigliceride. Uleiul de pește poate induce o scădere modestă a tensiunii arteriale la persoanele cu hipertensiune. Persoanele care mănâncă fructe de mare sau pește de 1-4 ori pe săptămână au un risc mai redus să moară din cauza bolilor de inimă. Suplimentele cu omega-3 pot ajuta la ameliorarea simptomelor poliartritei reumatoide. Având în vedere importanța și beneficiile acizilor grași omega-3, este important să consumi pește sau fructe de mare de 1-2 ori pe săptămână, în special pește gras. Acest lucru este important în special pentru femeile care sunt însărcinate sau speră să rămână însărcinate și mamele care alăptează. Din al treilea trimestru de sarcină până în al doilea an de viață, copilul are nevoie de un aport constant de DHA pentru a-și forma creierul și alte părți ale sistemului nervos. Multe femei se feresc să mănânce pește din cauza îngrijorării că mercurul și alți posibil contaminați ar putea dăuna bebelușilor. Totuși, dovezile privind răul provocat de lipsa grăsimilor omega-3 sunt mult mai serioase. La final, hai să vedem de ce ar avea nevoie sportivii să consume ulei de pește.
S-a descoperit că suplimentele cu ulei de pește exercită efecte pozitive consistente asupra cogniției și dispoziției, asupra dinamicii cardiovasculare și asupra recuperării musculare după efort. În plus, suplimentele cu ulei de pește atenuează răspunsurile celulare proinflamatorii și peroxidarea lipidelor, fenomene ce se produc în mod obișnuit, însă au o amplitudine mai mare la sportivi datorită efortului la care se supun. Există un interes tot mai mare pentru folosirea suplimentelor cu ulei de pește în prevenția și tratarea traumatismelor craniocerebrale minore la sportivi, dar și la populația generală. Se recomandă ca la sportiv să se măsoare nivelul de acizi grași omega-3 în scopul evitării oricăror deficiențe. Sportivii vegani pot avea un nivel mai redus, de aceea în cazul lor, și nu numai, trebuie pus un accent mai mare pe consumul de alimente bogate în acizi grași omega-3 și pe administrarea de suplimente nutritive. Deși produsele cu ulei de pește sunt considerate suplimente nutritive, este de preferat ca acestea să fie folosite doar la recomandarea medicului. Sper că aceste informații ți-au fost de folos. Dă-mi un like și nu uita să te abonezi la canalul Superfit.